Potrivit legii învățământului superior, studenții beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto cu metroul, precum și pentru transportul intern feroviar și naval pe tot parcursul anului calendaristic până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Astfel, și studenții Universității Petrol-Gaze din Ploiești vor putea beneficia de această reducere pentru călătoriile cu tramvaiul, troleul sau autobuzul prin Ploiești. Și noi vom propune modificarea regulamentului de acordare a facilităților. Astfel, studenții vor avea gratuitate 90% din costul abonamentului valabil pe toate trasele, iar ei urmând să acopere doar 10% din cost. În aceste condiții, pentru un abonament lunar pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, studenții vor plăti aproximativ 10 lei. Potrivit datelor statistice de la TCE Ploiești, în jur de 600 de abonamente pe lună sunt cumpărate de studenți.